Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou video în care vă voi prezenta un scurt rezumat referitor la noua expansiune The Sims 4 Horse Ranch. Îmi pare rău că nu am putut să fiu live seara trecută, însă am urmărit și eu prezentarea și am văzut câteva lucruri interesante și am zis să vi le prezint și vouă, poate le-ați omis. Însă, înainte de toate, nu uitați de like, un comentariu cu părerea voastră legată de noua expansiune, mai ales că acum am văzut o prezentare mai amplă, nu doar un trailer, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. În primul rând, începem cu partea de Create a Sim. Ținutele simșilor nu sunt deloc pe placul meu în mare parte, însă am câteva care mi-au plăcut și le vedeți și voi acum pe ecran. Referitor la crearea unui cal, pot spune că arată foarte realist, mișcările fiind foarte bine executate, iar legat de accesorii și costumizarea unui cal, nu pot spune că mă impresionează neapărat, practic este doar un upgrade la Cats and Dogs, însă overall caii arată foarte bine, ba pot spune că am rămas surprins de cum se prezintă. Partea de Create pentru mine poate nu este cel mai interesant lucru când vine vorba de conținut nou în Sims 4, pe mine cel mai mult mă interesează partea de gameplay, acolo vezi lucrurile cu adevărat interesante, până la urmă este un joc de simulare, nu de creare de personaje sau accesorizarea acestora. Am urmărit bineînțeles cu atenție și partea de build mode, iar lucrurile pe care le primim acolo evident fac parte din acest ecosistem cu cai, 90% din obiecte fiind dedicate acestor animale, dar am văzut și piese de mobilier destul de drăguțe și cu siguranță putem construi ceva foarte frumos. Acum haideți să trecem la hartă, aceasta se numește Chestnut Ridge, o completare la harta din Strangerville din punctul meu de vedere și care arată destul de bine. În noua hartă avem 13 loturi unde vom putea construi, împărțită pe 3 districte, însă un singur lot de 64x64. Și de ce am pus punctul pe lotul mare? Deoarece caii au nevoie de un spațiu destul de mare pentru a avea un cal pe propriul teren. Deci dacă vă gândiți să construiți o casă pe un lot mic, nu veți avea calul. Acesta având nevoie de un spațiu suplimentar pentru propriul lui graj și spațiu unde să se miște. Cu toate că există această problemă, harta este reușită din punctul meu de vedere, iar centrul orașului dispune de un centru pentru cai pentru antrenamente și concursuri, dar și pentru producătorii locali de nectar, mai exact vin din struguri. Totodată în centru se regăsește un pub unde puteți ieși cu prietenii pentru a savura un vin bun sau pentru a dansa pe ritmuri specifice cowboyilor. Bun, pentru ultima parte voi discuta de gameplay care pe mine m-a cam dezamăgit, exact cum mă așteptam, tot gameplay-ul fiind foarte limitat din toate punctele de vedere. Ok, partea de echitație este drăguță, mai ales interacțiunea cu un cal care pare foarte realistă. Același lucru este valabil și pentru capre, deoarece mai avem adăugate și aceste animăluțe destul de drăguțe, care interacționează și cu simsul, dar și cu calul, bineînțeles. Totodată s-au adăugat două evenimente noi, ziua animalelor și o petrecere cu cei care fac parte din comunitate. De acum ai posibilitatea de a participa la competiții cu cai și pentru a câștiga trebuie să-ți antrenezi calul pentru a câștiga aceste competiții. La fel ca și în Cats and Dogs, sistemul fiind asemănător pe partea de skill-uri. Cei care au expansiunea Cats and Dogs vor fi foarte familiarizați cu această expansiune, deoarece majoritatea gameplay-ului este împrumutat de acolo. Iar aici mai trebuie să menționez un lucru foarte important legat de unicorni. Într-adevăr, aceștia nu vor fi prezenți în joc, cu toate că echipa de Sims s-a dezvăluit înainte cu o zi de acest livestream o imagine în care apare un unicorn. De fapt, este un accesoriu, însă ei au mizat pe această imagine pentru a face un hype înainte de lansare, păcat că nu sunt adăugați în joc, însă cred că era mult prea mult de lucru pentru a dezvolta această creatură mitică. Ca o concluzie, din ce am văzut eu, nu pot spune că sunt încântat și că îmi doresc 100% să achiziționez acest DLC, însă, având în vedere că am toată colecția până în prezent, sunt nevoit să-l cumpăr. Dar eu vă recomand să așteptați cel puțin o săptămână de la lansare și să vedeți dacă acest DLC este pentru voi. Pentru mine, această expansiune este de fapt o actualizare pentru Cats and Dogs, poate în următoarea primim porci. Eu sper că v-a plăcut acest rezumat și că ați aflat lucruri interesante, iar dacă ați sesizat și voi ceva special și eu am omis, aștept comentariul vostru în secțiunea de comentarii. Bineînțeles, nu uitați de like, iar până data viitoare, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!